Primarii din Ucraina au trimis la Consiliul Județean o adresă prin care s-au autoinvitat la Botoșani în vederea socializării cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județul nostru. În cadrul întâlnirii ar fi urmat să se discute despre accesarea unor proiecte europene. Edilii botoșeneni s-au prezentat la Consiliul Județean la orele 11, așa cum s-a stabilit. A trecut și sfertul academic, iar ucrainienii nu-și făcuseră apariția. M-au transmis domnule rugații pe domnii primari dacă pot să aștepte o oră, dacă nu, el a zis, s-a făcut și o propunere să mergem la restaurant, unde oricum e plătit prânzul și să ne întâlnim. Domnul primar, el a fost categoric, nu facem lucrul ăsta, dar nu pot să vă spun altceva decât că efectiv un ghinion din partea lor. Ei au organizat totul din vreo două zile și au avut neșansa asta cu autocarul. Oameni îngăduitori, primarii botoșeni nu s-au supărat că au pierdut o zi de lucru. O zi pierdută pentru primării de la Botoșani. Ați fost invitați la ce oră aici? Ce s-a întâmplat? Nu, să nu spunem lucrul acesta, că e o zi pierdută, pentru că un contact, să-i spunem, internațional, pentru că suntem familiari, suntem colegi primari din două țări vecine, prieteni, mai ales că sunt din zona românească, zona Cernăuți. La solicitarea lor am venit astăzi aici să ne întâlnim, să statutăm anumite colaborări în sensul accesării fondurilor transfrontaliere, cred eu, pentru că ei au solicitat întâlnirea, nu noi. Întâlnirea a fost reprogramată spre orele după amiezei.